Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Dana Pancu și vă prezint jurnalul Știi TV. O nouă premieră națională la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș. Primul pacient român care a avut implantat un dispozitiv de reglare a debitului cardiac, inimă artificială, a primit un transplant de cord de la un bărbat în vârstă de 27 de ani din Timișoara. În urmă cu un an de zile, la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, o echipă condusă de dr. Horațiu Suciu, asistat de doctori din Croația și Germania, a efectuat primul implant de reglare a debitului cardiac din România unui pacient în vârstă de 46 de ani din Suceava. Îl avem în evidență de peste un an de zile. Un pacient la care în urmă cu un an s-a implantat un dispozitiv de asistare mecanică a circulației, așa numită inimă artificială pe care am denumit-o noi la momentul respectiv. Acest dispozitiv a fost foarte bine tolerat, dar el era menit doar să-i asigure supraviețuirea pacientului până în momentul în care era disponibilă o inimă pentru el. Și șansa la o viață normală nu a întârziat să apară. Un cord a fost primit de la un pacient în vârstă de 27 de ani din Timișoara. O echipă de specialiști a preluat cordul de la Timișoara, venind pe cale aeriană la Târgu Mureș ieri la ora 10. Potrivit dr. Horațiu Suciu, intervenția a fost mai dificilă, dar în final un real succes. A fost o intervenție mai dificilă, fiind vorba de o reintervenție, practic un pacient operat pe cord deschis în urmă cu un an. Și din punct de vedere tehnic, evident, lucrurile au fost un pic mai dificile, dar cordul se comportă foarte bine și pentru acest moment suntem mulțumiți de rezultat. Soția pacientului de 46 de ani din Suceava, cu o emoție de nedescris, a stat tot timpul cu sufletul la gură, iar primirea veștii că soțul ei are o inimă naturală a fost de nedescris. Așteptarea a fost foarte mare, pentru că noi stăm de 5 luni în spital și aproape că nu mai speram. Dar totuși, speranța mare ultima. Această intervenție este a doua din anul 2016, după ce săptămâna trecută un tânăr de 24 de ani a primit și el șansa la o viață normală. Pe lista de așteptare a Institutului Inimii se află încă 26 de pacienți care așteaptă un transplant de cord. Situația postului regional TVR Târgu Mureș continuă să fie în atenția senatorului Marius Pașcan. Acesta spune că nemulțumirea față de activitatea postului TV este subliniată și de reclamațiile depuse de mureșeni la CNA. Pașcan spune că TVR acumulează pierderi anuale de peste 1 milion de euro, sumă ce provine din banii publici. Senatorul spune că a solicitat o analiză a Curții de Conturi pentru a se identifica cauza pierderilor financiare și pentru a se remedia această situație. În urma sesizărilor adresate, Consiliul Național al Audiovizualului a menționat în răspunsul oferit senatorului PNL că 66,5% este procentul emisiunilor difuzate în reluare din totalul programului de emisie. Am primit și eu sesizări la biroul parlamentar, dar am înțeles că avea și CNA-ul. Lipsa subtitrării emisiunilor de limbă maghiară în limba română, aproape constantă, și prezența în studio, invitarea unor reprezentanți care fac ai minorității maghiare, politic ai minorității maghiare, care fac pledoarii redentiste pentru separatism etnic-teritorial, adeseori șovine, și nu sunt monitorizate aceste apariții, ori eu cred că este datoria Consiliului Național al Audiovizualului să le stopeze. Alesul mureșean spune că în prezent, în cadrul instituției media, își desfășoară activitatea 57 de angajați și 14 colaboratori. Însă acesta își manifestă nemulțumirea legată de lipsa unor rezultate în domeniul media, numărul mare de angajați și cheltuierile postului sunt nejustificate, după cum susține Pașcan. Cancerul este o boală necruțătoare care nu ține cont de vârstă. Statisticile arată că anual la Clinica de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean Mureș sunt diagnosticate anual cel puțin 10 noi cazuri de îmbolnăvire în rândul celor mici. Pentru a le demonstra că nu sunt singuri în această luptă, Asociația Little People România își desfășoară activitatea și la Târgu Mureș.
Se spune că cea mai frumoasă perioadă din viața unui om este copilăria, deoarece se presupune că atunci vedem frumusețea vieții fără a resimți durere de orice fel. Însă nu toți copiii au șansa de a zburda fără încetare. Și asta din cauza luptei pe care o poartă zilnic trupurile fragede, încercând să țină piept cancerului. Ei sunt copiii care au nevoie să știe că nu sunt singuri și care trebuie învățați cum să-și găsească forța lăuntrică pentru a câștiga în favoarea vieții. Din perspectiva Spitalului Clinic Județean Mureș, întotdeauna am încurajat și vom încuraja activitățile viabile ale asociațiilor care vin cu soluții pentru bolnavii care stau internați la noi. Asociația Little People activează în cadrul spitalului de deja un an de zile. Suntem la un moment de bilanț, am putea spune, a unei activități desfășurate pentru copii în primul rând. În acest moment, în evidența clinicii de pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, sunt luați în evidență 56 de copii bolnavi de cancer. Șeful clinicii spune că, în ciuda eforturilor depuse atât de cadrele medicale cât și de părinți, 25% dintre micuți capitulează anual în fața acestei necruțătoare pedepse. Suntem un centru relativ mic. Centrele mari, instituțiile, sunt la București, Cluj, Timișoara, Iași. Noi suntem un centru mic, vin aici bolnavi, deci am avut din aproape toată țara. Desigur, majoritatea copiilor vin din județul Mureș, Covasna, Harghita. Știind câtă putere zace în truburile firave ale acestor copii, membrii Asociației Little People România desfășoară activități de consiliere a micuților, învățându-i cum să țină piept tratamentului și durerii, sprijinindu-i să depășească starea de rău cauzată de boală și chiar să învingă în fața cancerului. Implementăm un program zilnic de suport în 8 secții de oncopediatrie din România. Programul a început în urmă cu 20 de ani și experiența noastră s-a dezvoltat în timp și considerăm că îmbunătățim în fiecare zi calitatea vieții copiilor bolnavi de cancer. Practic, ceea ce realizăm este acele activități terapeutice prin care îi facem să fie mai complianți la tratament, să înțeleagă mai multe despre procedurile medicale. Asociația Little People România a demarat o serie de programe cu diverse ocazii, dar totodată au pus la dispoziția copiilor bolnavi de cancer aplicații mobile pentru a-i ajuta să se familiarizeze mai ușor cu procedurile medicale necesare. Antrenarea populației școlare în activități prin intermediul cărora pot să-și exprime prin diverse forme opinia și atitudinea față de consumul de alcool, tutun și droguri, inclusiv substanțe noi cu proprietăți psihoactive, conștientizând în acest fel și consecințele negative asociate acestora, devine o prioritate. Aceasta este și prioritatea concursului Mesajul meu antidrog, aflat la ediția 13-a și lansat astăzi la Târgu Mureș. Din dorința de a părea poate superior față de alții și considerând că alcoolul, tutunul și drogurile, inclusiv substanțele cu proprietăți psihoactive, ne fac să arătăm lucrul acesta, mulți tineri cad în patima lor. O tânără din comuna Deda, Luciana, elevă a Liceului Tehnologic Vasile Netea, luptă pentru ca lumea care ne înconjoară să conștientizeze faptul că drogurile nu sunt bune, alăturându-se concursului Mesajul meu antidrog și fiind desemnată câștigătoare la nivel național în anul 2015 la secțiunea Arte Vizuale. Desenul ei reprezintă partea rea a consumului de substanțe cu proprietăți psihoactive, dar și partea bună reprezentată de libertatea și fericirea neconsumatorilor, axate atât pe secolul XVIII cât și pe secolul XXI. De multe ori am văzut că în școli se administrează droguri elevilor și asta nu-mi place și de multe ori mulți suferă și dacă nu sunt neapărat vinovați pentru asta. Și atunci, dacă eu totuși aș putea să fac ceva care să îi întoarcă sau să le arate că nu-i bine ceea ce fac, am încercat totuși. Și dacă e numai printr-un desen, măcar am încercat. Concursul Mesajul meu antidrog, implementat în Târgu Mureș încă din anul 2006, este un proiect de prevenire a consumului de droguri în rândul populației școlare din învățământul gimnazial și liceal. El are 4 secțiuni, mai exact eseu literar, atât în limba română, dar și în limba maghiară, film de scurtmetraj, spot, video, arte vizuale și sport. Acestea ar fi secțiunile pe care noi le implementăm anul acesta elevilor de gimnaziu și de liceu. Pe plan local s-a introdus și o secțiune nouă a concursului dedicată studenților. Film de scurt metraj și arte vizuale, lucrările urmând să se depună până la data de 6 mai 2016. Ne dorim foarte multe campanii de prevenire și de petrecerea timpului și a găsi alternative de petrecerea timpului liber într-un mod cât mai sănătos. Drept urmare, ca urmare a întâlnirilor cu organizațiile studențești,
ei au dorit să se implice cât mai mult. Luciana a transmis și un mesaj antidrog. Să nu folosească droguri și să încerce să se ferească de ele cât mai mult posibil. Prioritatea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Mureș este organizarea cursurilor de formare profesională. Astfel de acțiuni de instruire a șomerilor mureșeni au ca scop facilitarea reintegrării acestora pe piața muncii. Șomerii mureșeni prevăzuți în evidența AJOFM Mureș, aflați în căutarea unui loc de muncă, pot participa la o nouă serie de cursuri de formare profesională. Aceste cursuri acordă posibilitatea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să opteze pentru o calificare. Care sunt domeniile pentru care pot opta Târgu Mureșenii, ne spune Gheorghe Ștef. Pe data de 29 februarie vor începe 4 cursuri pentru îngrijitor bătrân la domiciliu, cameristă, administrator, pensiune turistică, manicură, pedicură, care vor fi cu centru de formare profesională din Brașov. Ele se vor ține la Târgu Mureș și aici vor fi în jur de 70 de persoane. Iar pe data de 1 martie acestui an vor începe cu centru de formare din Târgu Mureș cursul de inspector resurse umane, contabil, instalator, instalații sanitare și gaze și lucrători în structuri pentru construcții. Aceste cursuri de calificare sunt gratuite, participanții având posibilitatea de a le absolvi chiar dacă pe parcursul acestora au dobândit un nou loc de muncă. Sala Ola Magna Universității Petru Maior din Târgu Mureș a devenit neîncăpătoare seara trecută, când zeci de persoane de toate vârstele, din mediul academic, dar nu numai, au participat la un eveniment cultural marcant. Lansarea volumului Selenoida, unuia dintre cei mai importanți scriitori contemporani, Mircea Cărtărescu. Studenți, elevi, cadre didactice, reprezentanți ai domeniului academic, reprezentanți ai autorităților publice locale. Cu toții au lăsat deoparte preocupările cotidiene și timp de câteva ore s-a bucurat de prezența poetului, prozatorului, criticului literal și publicistului Mircea Cărtărescu. Am început să scriu plin de această ură de sine și această rușine, ca și când aș fi trecut pe sufice furci ca urmine. Nu puteam nici să las cartea din mână, dar nu puteam nici să fac ceva cu ea. Abia când am ajuns pe la pagina 260-270, am avut odată sentimentul că așa este în pământ un fel de cornițe, un fel de schelărie, un fel de cristale prelungi care păreau să contureze un fel de structură. O structură pe care eu nu aveam în minte și care nu ar fi trebuit să fie acolo. Acest eveniment cultural a fost așteptat cu nerăbdare de comunitatea locală, dovadă stând numărul semnificativ de persoane care, în ciuda înghesuielii, au ascultat cu mare atenție fiecare cuvânt rostit de scriitor. Asemenea, vechilor seri de cenaclu, locul parcă nici nu mai conta, mulți târgumureșeni nemai având unde să se așeze. Aceștia au stat timp de mai bine de 2 ore nemișcați, încercând să prindă un loc cât mai bun. Ne așteaptă un sfârșit de săptămână cu temperaturi neobișnuite pentru această perioadă anului, însă vremea va fi schimbătoare. Soarele se va certa mereu cu norii, existând inclusiv posibilitatea de a fi udați de cei câțiva stropi de ploaie care vor completa peisajul primăveratic. Deja vedem cum primele raze de soare au început să mângâie pământul și obrajii târgumureșenilor. Mâinile înghețate brusc s-au dezghețat, iar nasul și obrajii roșii au fost puși la păstrare pentru iarna viitoare. Meteorologia anunță vreme frumoasă în general, doar mâine ne va lovi un ciclon mediteranean care va aduce câțiva picuri de ploaie. Avem o vreme apropiată de primăvară, cu temperaturi destul de ridicate față de normalul perioadei. Dar în ultima perioadă, cam în fiecare săptămână, 2-3 cicloni mediteraneeni ne-au adus ploi și nisori în zonele înalte. Încă un ciclon mediteranean ne ajunge în după masa zilei de sâmbătă, care va aduce ploi pe arii extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică. Acest ciclon aduce cu el și câțiva fulgi de nea în zonele montane înalte, dar acest lucru nu este un motiv de îngrijorare, deoarece temperaturile vor urca în termometre până la frumoasele 15 grade Celsius. La începutul săptămânii viitoare,
chiar că o să avem parte de vreme de primăvară, cu temperaturi destul de ridicate în Târgu Mureș, chiar pe spre 15 grade la începutul săptămânii viitoare. În orele dimineții nu vor mai scădea temperaturile sub 0 grade. Așadar, vine weekendul, luați-vă copiii, părinții, bunicii, cățelul și bucurați-vă de vremea frumoasă de afară. Și cum Sfântul Valentin e la câțiva pași distanță, soarele va fi cel care va completa peisajul de iubire. Potrivit unui articol, aeroportul internațional Avram Iancu de la Cluj-Napoca este de 4 ori mai solicitat față de aeroportul internațional Transilvania din Târgu Mureș și cererea pentru autonomia ținutului secuie solicitate de județele Covasna, Harghita și Mureș a fost respinsă. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Potrivit unui articol, aeroportul internațional Avram Iancu de la Cluj-Napoca este de 4 ori mai solicitat față de aeroportul internațional Transilvania din Târgu Mureș. Anul trecut, peste 1,5 milioane de pasageri au ales Clujul față de aproape 340.000 care au preferat aeroportul nostru, căutând motivele rămânerii în urmă în competiția între cele două aeroporturi. Explicația ar fi aceeași distanță de 125 de kilometri de Cluj și Sibiu, dar și faptul că lucrătorii în țările vecine pot călători cu autobusul sau cu mașina proprie, pe când Spania sau Italia sunt mai greu accesibile din estul țării. Dintre aeroporturile transilvanene, cele de la Cluj, Timișoara, Sibiu și Satu Mare au avansat, iar cele din Arad, Oradea, Baia Mare și Târgu Mureș au cunoscut regresul. Cererea pentru autonomia ținutului secuie solicitată de județele Covasna, Harghita și Mureș a fost respinsă de către Comisia de Monitorizare a Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei. Decizia a fost luată la Strasburg și a fost motivată prin faptul că nu este de competența Congresului și a Consiliului Europei. Comisia a respins și un eventual arbitrat între Congresul Național Secuiesc și Guvernul României. Consiliul Național Secuiesc a cerut anul trecut celor 153 de consilii locale din cele trei județe să adopte o lege prin care să solicite crearea regiunii ținutului secuiesc care să fie autonomă, iar această hotărâre să fie înaintată Guvernului și Parlamentului României, forurilor europene și internaționale. Începând cu anul 2014, în România pot să cumpere teren și cetățenii străini. La nivelul județului Mureș, până la sfârșitul anului 2013, au fost cumpărate de către străini în jur de 6.000 de hectare de teren agricol. Având în vedere faptul că suprafața agricolă a județului Mureș este de 414.525 de hectare, reprezentând 61,7% din suprafața totală a județului, străinii au cumpărat până în 2014 14,4% din suprafața agricolă a județului. Deocamdată, la nivelul județului Mureș, se pare că străinii nu au dat buzna din 2014, așa cum se aștepta unii, să cumpere pământ. Sau, cel puțin, dacă au făcut-o, au făcut-o sub forme mascate, prin intermediar, nu ca persoane fizice. Ioan Rus, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în Mureș, a precizat că nu s-a observat în județul Mureș o cumpărare masivă a terenurilor de către străini după 2014. La noi, în zona Mureș, au fost străini care s-au interesat de terenuri, dar oficial nu am informații că au și cumpărat după 2014. După 4 ani de absență de pe scena reghineană, cunoscuta și îndrăgita solistă Dawn Ciolamari a susținut un veritabil concert de operetă pe scena Casei Municipale de Cultură Eugen Icoară din Reghin. Spectacolul de la Reghin face parte din cadrul unui turneu în mai multe orașe, pregătit special de solistă pentru fanii din România. Aceasta trecând deja prin Satu Mare, Oradea și Târgu Mureș, urmând bineînțeles și alte orașe. Organizatorii au pregătit publicului prezent momente deosebite cu invitați de renume internațional, dar și multe surprize. Am pregătit un concert deosebit, am venit cu doi colegi foarte, foarte buni prieteni din Teatrul de Operetă din Budapesta. Am pregătit un program foarte special cu cântece de operete, cu muzicheluri și cu cele mai mari șlagere de ale mele. Și vom face un repertoriu deosebit, sper că va aprecia și publicul de aici. O mare parte a activității artistei se desfășoară peste hotare, aceasta fiind membra a Teatrului de Operetă din Budapesta, lucru de care este foarte încântată și o consideră o mare realizare a carierei sale artistice. Emoțiile artistei au fost cu atât mai mari cu cât de această dată s-a întâlnit cu publicul de acasă. Este o emoție pe care o simt când sunt acasă, în Ardeal. Asta este o emoție care nu se poate compara cu niciun sentiment, nu se poate compara dacă cânt în Israel sau în Sankt Petersburg. Nu, acasă e altceva, pentru că știu că e un public foarte, foarte
bun, un public foarte apreciat de mine și contează mult să fiu acasă. În cadrul turneului a avut loc și prezentarea celui de-al 11-lea album al artistei, care este un cadou muzical pentru fanii săi. Este și o lansare de o prezentare a CD-ului, pentru că este al 11-lea album de-al meu. Și este unic, deoarece am adunat toate cântecele pe care le cânt în rolurile mele din teatru de operetă, cele mai frumoase cântece, și sunt înregistrări live cu orchestră, în timpul spectacolilor am înregistrat aceste cântece și e ceva deosebit, o bijuterie pentru mine. Solista a debutat la Teatrul Național de Operetă Ion Dacian din București în operetele Silvia și Contesa Marița, acestea propulsând-o pe scena Teatrului de Operetă din Budapesta. Cam fiecare an, echipa Radio Son Reghin este fidelă ascultătorilor cu orice ocazie. 2016 debutează în lista de concursuri a radioului cu Valentine's Day. Și de această dată, ascultătorii au fost provocați să-și declare dragostea față de persoana iubită printr-un SMS. Iar cele mai frumoase declarații de iubire au fost răsplătite cu premii surpriză. De la poezii la declarații sincere, îndrăgostiții nu au ezitat să își declare iubirea public pe 87,8 FM, altfel decât o fac în fiecare zi, spunând într-un mod unic, te iubesc. Bineînțeles că nu am uitat de toți sonații noștri și am avut pregătite concursuri pentru ei. Ascultătorii au fost luați prin surprindere încă de la primele ore ale dimineții de către DJ-ii Radio Son, care au anunțat declarația câștigătoare. Normal că acasă e mai simplu să declar dragostea, dar cred că și atunci când o faci public, cum poți, la noi, pe 87,8 FM, se audă și alte persoane că tu poți să-ți declari dragostea. Îndrăgostiții au fost răsplătiți cu cine romantice, cadouri pentru el, surprize dulci, clipe de neuitate la spa și nelipsitele flori. Echipa nu se oprește la Valentine's Day, ci pregătește și alte surprize pentru cei care iubesc românește de dragobete. Atât pentru astăzi. Dacă aveți informații ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@tv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea Știi TV. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută. La revedere!